Da? Păi da, mă ridic de aici. Ce crezi, că nu pot vorbi de acolo? Da, mă, un pic să aducă și zahărul și după aia ridici, bine? Ia să ceartă Jorza. Povestea-mi cu el dacă vrei. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a Cafelei de la ora 11, într-o zi de joi, 22 ianuarie 2015. Vă invit să rămâneți alături de Radio Color, pentru că în momentele următoare vom purta o discuție foarte interesantă pentru orăștieni și pentru cei care iubesc orăștia, pentru că despre asta este vorba, despre dragostea de locurile natale și despre orăștie. Și mai punem în coadă și un te iubesc și uite, am și definit discuția noastră de astăzi. Discutăm despre un grup creat pe Facebook, devenit între timp fenomen local, i-am spus noi. Am în studio doi prieteni, aș putea să spun, Daniel Barbu și Cătălin Moș, administratorii ai grupului Orăștie Te Iubesc. Bine ați revenit unii dintre voi. Dani, bine ai revenit în studio Radio Color. Cătălin, bine te-am găsit. Mă bucur că ați venit astăzi și că discutăm despre ceea ce faceți voi, despre Orăștie Te Iubesc. Și că ați acceptat să veniți în studio Radio Color. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumesc și eu, e a treia oră, a treia, sau nu mai ține numărul, lasă că e bine să povestim lucruri faine, așa cum ai spune tu, pentru orăștieni. Faine. De data asta e vorba de ceva ce zic eu că a scăpat controlul, așa, vis-a-vis de modul în care credeați că o să aibă el impact atunci când l-ați creat. Mă uit la tine, Dani, pentru că dacă e să discutăm de începuturile acestui grup, cred că tu ești cel mai în măsură să ne povestești despre el. Dar înainte să discutăm despre începuturi, haideți să facem o prezentare acum, să înțeleagă toți ascultătorii noștri despre ce este vorba, cei cu grupul ăsta, Orăștie Te Iubesc, pentru că foarte mulți aud, măi, am văzut pe Orăștie Te Iubesc sau pun pe Orăștie Te Iubesc, dar nu știu unii, cei care nu utilizează Facebook, rețeaua de socializare, nu știu despre ce e vorba. Hai să le explicăm acum la radio. Grupul Orăștie Te Iubesc este un grup pe Facebook. Simplu. Am început cu invitații, deci prima dată l-am creat în 2012. Seara pe la ora 7, 19, cum se spune academic. Da. Și dimineața aveam 5.000 de membri. Deci de la 7 seara până dimineața au fost 5.000 de... Deci sincer nu știu cum s-au adunat așa de mulți. Chiar eu am fost șocat și nu numai eu, că au fost mai mulți prieteni de mei din lista mea de prieteni de pe Facebook care chiar s-au propus și mi-au promis că schimbă fotografiile de profil dacă ajung la 8.000 în nu știu câte zile. Și au ajuns la 10.000. Deci, cred că maxim o săptămână grupul a ajuns la 10.000 de membri. Ce a vrut să fie grupul? Deci, era în perioada alegerilor. Chiar țin minte că am interzis politica pe grup. Și perioada alegerilor locale. Locale, da, 2012. Și voiam efectiv să creez o unitate între toți orăștienii care iubesc orăștia, că cine nu iubește orăștia n-are ce căuta în orăștie, te iubesc. Mi se pare normal, da. Pare anacronic să urăști orăștia, să fii în orăștie, te iubesc. Nu te lasă sufletul să intre. Oarecum tu ai speculat, cred eu, o dorință a orăștienilor sau, uite, au văzut un grup în care ei își pot manifesta dragostea față de locul asta la tan și uite că ei există. Exact asta am vrut să văd, dacă sunt oameni care într-adevăr iubesc orăștia. Deci, de fapt, esența ideii a fost să creez unitate și să ne adunăm toți într-un loc unde, măcar virtual, să fim de acord. Indrept, că au existat foarte multe conflicte între timp, ba chiar am renunțat odată sau de două ori la administrare, tocmai pentru că grupul nu respecta și nu și-a atins scopul. Bine, m-au convins alții să vin înapoi, dar în fond și esența ideii a fost să adun toți orăștienii la un loc. Ce-i special la acest grup și aș vrea să menționez acum la început de emisiune e că el are aproape 12.000 de utilizatori. Are peste 12.000. Peste 12.000. Mai sunt grupuri care au fost create cu intenții bune, care își doresc, au un scop măreț, poate, dar n-au prins atât de bine. Ori Orăștie Te Iubesc a prins extraordinar pentru orăștieni. De specificat că între acești 12.000 mă îndoiesc că sunt, sau or fi ei, foarte puțini
care nu au tangențe cu Orăștia. Ori sunt locuitorii municipiului Orăștie plecați peste hotare, da, ori sunt orăștieni și cred eu foarte puțini din localitățile limitrofe. Sunt concentrații. Nu, deci cred că sunt din tot Ardealul. De ce? Pentru că în clipa în care am trimis invitații, am creat grupul și am trimis invitații la toți prietenii. Prietenii mei au trimis invitațiile mai departe. Ori noi în listele de prieteni pe Facebook, ăsta e paradoxul și cu Facebook-ul, dacă trimiți la toți prietenii, indiferent ce prieteni ai și de unde sunt, toți, pe toți îi bagi în grup. Și așa avem și din Galați, avem și din... Sunt... Și chiar și acum am cereri de prietenie și am început deja să discern din ei, să mă uit, să văd. Din Piatra Neamț cere să intre în grupul Orăștie, te iubesc. Pe unii accept dacă văd că sunt oameni serioși, dacă văd că sunt copii de 14 ani, îi ignor și așa mai departe. Nu discer poate unde intră sau... Ei văd că au... Că în clipa în care primești cererea asta de intrare invitația în grup, da, invitația în grup, vezi că e abonat la 160 de grupuri. Clar, ăla nu mai stă pe grupuri și nu face nimic. Deci, bun, ideea e că foarte mulți dintre acești 12.000 de utilizatori sunt orăștieni sau persoane care au intrat în contact cu Orăștia. Da, ce mă deranjează pe mine la unii din membrii de pe grupul Orăștie Te Iubesc este că doar citesc și nu spun nimic. Sunt foarte mulți care mi-au spus că am văzut chestia aia, dar n-am văzut măcar un comment sau un like de la ei. Și asta e un lucru bun, pentru că, iată, pe tine te deranjează că nu există activitate pe grup, dar între timp, poate fără să-ți dai seama, grupul a ajuns o sursă de informare. Foarte mulți își culeg informațiile de acolo, de cele mai multe ori se întâmplă să nu mai apuci să-ți cumperi ziarul sau nu mai asculti radioul, dar ai văzut pe Orăștie Te Iubesc să fiu ce se întâmplă. Inamicul public al ziarelor din Orăștie. Și al radioului, să știi, nu, glumesc. Sub nicio formă, informația, asta ne luptăm și noi să facem, să ducem informația la destinație, acolo unde trebuie. Și iată, grupul Orăștie Te Iubesc o face din ce în ce mai bine și mai prompt în ultima vreme. Absolut, sunt de acord cu treaba asta. Chiar mă bucură dacă oamenii pot să ia informații utile. Am văzut mersul autobuzelor, sunt tot felul de întrebări pe grup care chiar eu iau informații de acolo. Pentru că n-aveam de unde să știu că la ora X pleacă autobuz către Deva. Dar caut pe grup și găsesc. Treaba care e? Treaba e că măcar pentru liniștea noastră, administratorilor, am vrea să vedem un coment prin care nu trebuie să ne mulțumească nouă cineva ceva. Măcar celui măcar care a postat. Sau da, care a... măcar să spună, ok, am găsit o informație bună. Deci și noi trebuie să ne motivăm cumva, chit că asta deja ține de ego-ul superior și de orgoliu, să vedem că am realizat ceva, dar... Și nu neapărat, așa ne-am putea plia pe dorința celor care sunt membri în grup și am ști ce să schimbăm la grup sau ce să... Ce să se meargă mai departe. Exact. De multe ori am cerut, dați-mi sugestii. Vreți fotografii de undeva, scrieți de unde, fără jenă. Că fac o muncă patriotică, fac, nu-i prima dată și nu fac de acum. Fac o grămadă de vreme. Dar parcă bucuria unui om care... Vis-a-vis de fotografii și Cătălin le face. Am văzut. Și de cele mai multe ori, da. Cred că tot patriotic, așa cum spuneai și tu. Uite, haideți să specificăm puțin și care e legătura cu fotografiile care sunt postate pe grup și importanța lor. Am văzut foarte mulți orăștieni plecați peste hotare care vizionează grupul sau care intră, sunt activi în grup doar pentru a vedea imaginile astea pe care voi le postați cu atâta drag și pentru a-și aminti de locurile natale până la urmă. Foarte mulți orăștieni din diaspora avem pe grupul Orăștie Te Iubesc. Sunt mulți care îmi mulțumesc pentru fotografii și probabil nu numai mie. Că am văzut că îi mulțumesc și la Călin Jorza și la... Deci sunt Cătălin oameni care... Da, sunt... De fapt, eu trebuie să le mulțumesc. Pentru că am reușit să le creez o bucurie. Bucuria, în primul rând, e a mea. Că știi că ai o bucurie în clipa în care poți să oferi o bucurie. Și data trecută când am fost la radio am spus că, de fapt, satisfacția mea e să văd oamenii zâmbind. Până la urmă, în asta constă totul. Că știu că nu... Se mai și îngruntă pe grupul ăla când mai apare câte o contra, așa, unul între altul, sau mai apar polemici. Ideea nu e asta. Fotografia face omul să zâmbească și să-și aducă aminte de locurile de unde a plecat și în special de Orăștie. Sigur, și asta am văzut că se cere în continuare. Văd persoane care cer postați, vă rog, imagini, fotografii cu Orăștia pentru că ne e tare dragă. De-aia am și postat și de-aia și postez tot timpul.
Da, haideți să povestim puțin despre voi, cei care administrați grupul Orăștie Te Iubesc. Cătălin e cu noi în studio, tu ești, cum spuneam, veteranul grupului, bănuiesc, cel care a venit cu ideea. Cătălin a fost racolat așa între timp. Care sunt criteriile să fii administrator al grupului ăstuia? Păi, Dani, te întreb tot pe tine și după aia o să ne răspunzi tu, Cătălin. Bănuiesc că ai și o motivație pentru care lucrezi. Deci există, la începutul, deci la sfârșitul anului trecut, am făcut o solicitare de a preda administrarea grupului, din cauza unor probleme personale. Până la urmă, ne lovim de bani în toate colțurile și așa mai departe. Bun, n-a stat în picioare treaba asta și atunci m-am înțeles cu Sebastian Vasiu. O să vorbim și despre Sebastian ceva mai târziu, avem și un mesaj din partea lui. Având în vedere faptul că e un fotograf deosebit și dacă asta ți-i pasiunea, până la urmă slăbiciunea ta te fotografiezi, că indiferent ce ai face, nu o să iubești un sudor. Iubești un fotograf, îi admiri. Și ori știi, bineînțeles. Da, acum vorbim de administrator. Da, am înțeles. Ok. Și l-am ales pe el să fie și el administrator. Bine, eu am vrut să-i las lui. A fost o înțelegere între noi doi și am spus că îi dau lui administrator. Da. El a zis și un singur nu. Tu vei fi membru onorific, te lași pe tine administrator. Și așa am rămas și eu. Era oarecum păcat ca cel care a creat grupul și a adunat atâția membri să părăsească grupul definitiv și să nu mai fie administrator. Pierdea din substanță. Da, exact. Bun. Sebastian l-a făcut administrator și pe Cătălin și de aici credeau lui ștafeta, pentru că nu știu ce a fost între ei doi, a fost discuția lor. No. Și împreună, toți trei, l-am ales și pe Cătă Tibori. Și Cătă Tibori e administrator. Cătălin Tibori e un alt... Dar el să știe de ce e. Iubitor al Orăștiei, da, să spun, nu, așa. Deci el e cu sincreto, cu admir foarte mult arta lui și admir felul lui de a fi. Eu... Nu neapărat că își promovează munca acolo pe grup, dar eu cred că e și unul din oamenii care într-adevăr iubesc Orăștia. Gândește-te, deși nu mai locuiește aici. Gândește-te, Mihai, la un lucru. Nu e frumos să-l bârfim pe Cătălin Tibori. Nu-l bârfim. Nu, sub nicio formă. Nu, dar merge la București și are un concert cu sincreto. Da? Oamenii aia știu că el e din Orăștie. Automat, fără să spune el nimic, promovează Orăștia. Sigur, sigur, tocmai asta spune. Asta e un lucru de apreciat. Pentru mine asta ajunge. Nu trebuie mai mult, nu trebuie să ridice statuii în Orăștie sau să... Da. Cătălin, bănuiesc și sunt convins de fapt că îți ia foarte mult timp sau ceva timp să administrezi un astfel de grup sau să fii activ pe grup. Ce te face să mergi mai departe, să accepti atât provocarea asta pe care ți-a lansat-o Dani și să fii consecvent? Păi pot spune că faptul care m-a determinat să devin și eu administrator alături de Dani și de Cătălin și de unchiul meu Sebastian Vasiu a fost... Am înțeles și legătura între ei. Exact. A fost că iubesc foarte mult Orăștia. Este orașul unde am copilărit și unde mă întorc de fiecare dată cu drag. Aici am cei mai mulți prieteni, cei mai buni prieteni, părinții, familia și mă întorc tot timpul cu drag și îmi plac locurile acestea și tocmai de aceea am și acceptat să administrez grupul, pentru că îmi doresc să promovăm orașul acesta și nu neapărat orașul, ci și împrejurimile. Da, e foarte greu, sunt foarte mulți oameni la mijloc, peste 12.000 de pretenții și solicitări, poate chiar diferite, dar iată, dragi ascultători, am descoperit că e vorba de o întreagă echipă, 4 oameni mari și lați, spune eu, frumoși, care se ocupă și își dăruiesc din timp și din suflet pentru acest grup Orăștie Te Iubesc. Haideți să vorbim acum, să trecem la un alt nivel al discuției noastre vis-a-vis de ceea ce se întâmplă propriu-zis pe grupul Orăștie Te Iubesc. Ce nivel de informație aduce, care sunt cerințele voastre, ce ați înțeles că cer utilizatorii, ce poți vedea, spre exemplu, dacă intri astăzi pe Orăștie Te Iubesc, un utilizator de Facebook care ne aude astăzi și nu este membru în grup, intră pentru prima dată, ce poate să vadă acolo? Sincer, aș vrea să se poată găsi orice fel de informații legate de Orăștie, în primul rând. În al doilea rând... Hai să vedem acum, ce se găsește acum pe grup? Păi, acum se găsește puțină publicitate, deci am acceptat și
publicitate de la indiferent cine, fără niciun ban, fără nimic. Bine, publicitatea e oricum cu specific și caracter local. Bănuiesc că sunt firme sau oameni care au dezvoltat afaceri în zonă. Inclusiv zona, deci până la Deva, chiar și cu GIR. Pentru că suntem aproape. Grupul acesta nu se limitează neapărat la oraș, deși în special asta este ideea, să promovăm orăștia. Dar pe lângă acest lucru încercăm să promovăm și împrejurimea și oamenii din prejurul orașului. Deci pe lângă faptul că se promovează ceea ce spuneați voi, e și un fel de ziar ABC, știi? Ai nevoie de o chirie, imediat ai postat pe orăștie, te iubesc, caut o chirie, exact. Se întâmplă ca imediat să te sună cineva, să te fie deci foarte bine cu cerința prima dată ta. Chirie, în două zile mi-am găsit apartament, de pe orăștie te iubesc. Am dat un exemplu cu chiria, sunt poate și alte modele, vrei să vinzi, sau ai pierdut un câine, ți-ai pierdut cheia, imediat ai... Nu vă dați seama câți oameni văd și poate, deci asta mă... Asta e punctul slab și lucrul ăsta nu-mi place sau nu-mi convine mie, faptul că nu există și o replică. Deci majoritatea citesc și iau măsuri. Ar trebui să și scrie acolo, da. Deci să văd că lumea reacționează, să o văd în scris, să văd eu acolo pe grup. Nu neapărat că gata... Deși efectele sunt, să efecte sunt, da, da. Alte deci cuvinte, ne-am dorit mai multă activitate pe grup din partea membrilor. Sunt prea tăcuți, ca să spunem așa. Deci m-am întâlnit cu mulți oameni care mi-au spus că am văzut că ai făcut treaba aia acolo. Da? Și l-am întrebat, dar de ce n-ai dat măcar un like? A, păi mi-au fost plene, mi-au fost... Sau nu vreau să ies în evidență. Păi nu ieși în evidență cu treaba asta. Ci efectiv îmi arăți mie că tu, un om din orăștie, ai văzut treaba asta. Și eu merg mai departe. Da, știu. Deci... Și poate că te-ai interesat ceea ce ai văzut sau nu te absolut, interesat. Deci până la urmă, satisfacția noastră, asta e. Că alte satisfacții nu există decât faptul că vedem că oamenii și grupul, membrii grupului reacționează la ceea ce pasă. Vorbim de satisfacții și de alte satisfacții. Nu sunteți plătiți, nu sunteți remunerați, nu există vreo posibilitate prin care să câștigați bani prin acest grup, ca să înțeleagă toată lumea. Sau cel puțin așa știu eu și așa cred eu. Deci, un prieten de-al meu, foarte bine zicea într-un comentariu de la... Când am vrut eu să dau administrarea grupului, să predau administrarea grupului, zicea foarte bine că am avut o idee bună să fac grupul pentru că eu mi-am făcut foarte multă reclamă cu fotografiile și cu evenimentele pe grup. Da, din punctul ăsta de vedere... Și aici te ajută. Da, aici te ajută, da. În alt fel, nu vreau să zic de nimeni, nu vreau să zic absolut nimic. Am făcut totul benevol. Deci... Ai făcut pentru că ai vrut, fără să să-ți ceară nimeni și pentru că așa ai simțit. Bine, ca mai să sunt... nu înțeleagă lumea că adresezi acum un reproș sunt, sau... Da, mai sunt utilizatori care mă roagă, pozează și mie blocul, că nu l-am văzut de 12 ani, n-am fost acasă. Normal, mă duc și fac o poză, deci, pentru bucuria... Nu-i trimiți numărul de telefon să-ți încarce cartela, nu? Da, un exemplu. Nu, n-am treabă. Absurd, sau... Clar, să numesc așa este faptul că lumea apreciază ceea ce postăm și ceea ce facem. Și asta putem numi noi plată. De-aia și așteptăm o reacție din partea utilizatorului. Am înțeles. Eu dacă pun o poză pe orăștie, te iubesc. Da? Deci acum, mai nou, mi-am creat pagina Omul din Stele, pentru că deja am 5.000 de membri pe profilul privat și nu mai pot să am. Și de-aia tot fac reclamă pe orăștie, te iubesc, la pagina Omul din Stele, pentru că la un moment dat o să-mi șterg profilul de Facebook, profilul personal, și o să rămân cu pagina. Ei, pozele de pe pagina Omul din Stele le șeruiesc pe toate pe orăștie te iubesc. Deci mi-ar place să văd comentarii, să văd, nu știu, să mi se bage de vină, fă-mi treaba aia, sau n-ai făcut bine lucrul ăsta. Eu nu mă supăr. Din chestiile astea învăț. Da. Din chestiile astea învață oricine. Bine, dacă ești un tip orgolios și așa cu nasul pe sus, normal că te enervezi, dar eu nu mă enervez. E multă lume care, de exemplu, am un prieten care a plecat din oraș, pe dincolo, Marius. El de fiecare dată îmi bagă de vină. Ba, fața lui ăla e prea albă, fața lui ăla e nu știu cum. Îți convine sau nu? Nu-ți prea convine. Amintim ascultătorilor noștri, vorbim de un grup online pe rețeaua de socializare Facebook, Orăștie te iubesc. Dacă, prin absurd să spun, n-ați auzit nimic despre acest grup până acum, nu vă faceți griji, nu batem câmpii, întrebați trei persoane din Orăștie și eu cred că unul din trei
știe cu siguranță despre, sau a auzit, sau și-a luat cel puțin odată o informație despre, de pe acest grup Orăștie Te Iubesc. E un, cum am spus noi la început, fenomen local, până la urmă, ceva ce a degenerat. Te aștepta vreodată să fie atât de mediatizat, atât de utilizat, atât de mulți oameni care să se inspire din acest grup? Deci nu m-am așteptat niciodată să fie așa de mulți oameni atunci. S-au mai adăugat de atunci. Eu cred că... Scuză-mă că te întrerup, asta este și frumusețea internetului, după părerea mea. Faptul că o idee venită peste noapte poate ajunge la o grămadă de aprecieri, la fel ca și grupul. Da, internetul ăsta poate crea frumusețe, așa cum spuneai și tu, sau poate crea și dezastre. Avem exemplul Izabelei cu ziua ei. E un grup care, cum spuneam și la început, poate crea puțin, nu întâmplător, dar nu neapărat cu așteptări foarte mari sau... Dar, iată, între timp a ajuns să aibă niște scopuri foarte precise și foarte oneste, aș putea să spun. Eu am luat legătura și cu prietenul vostru, cu unul din administratori, Sebastian Vasiu, și el ne-a transmis așa câteva cuvințele foarte bine structurat vis-a-vis de ceea ce își propune grupul Orăștie Te Iubesc pe mai departe. Dacă îmi permiteți, o să dau citirea acestor cuvinte și aș vrea ca voi să completați ulterior. Foarte frumos structurat, Sebastian Vasiu de la București, pentru că în momentul de față e acolo, lucrează, ne-a făcut așa o prezentare, o orientare a grupului. Așa, spunea că tocmai a preluat grupul de la Dani Barbu. În linii mari, vrea să păstreze direcția ta, Dani, spunea Sebastian, adică, să fie foarte clar, apolitic, pentru orăștieni și tematică generalistă, adică de toate. În plus, Sebastian vrea să imprime grupului mai mare valoare a informației, a postărilor oamenilor, adică sunt și cerințe mai mari vis-a-vis de ceea ce postează oamenii, adică nu toate porcările și toate prostiile care nu aduc niciun folos, chiar dacă se tolerează reclame la diverse servicii, business-uri locale, personale, chiar le încurajăm și promovăm, spune Sebastian, intenționăm să creștem în. Și aici e targetul unde se vrea să se crească pe acest grup, în valoarea informației, promovarea Orăștiei și împrejurimilor, date documentare istorice, socializare, schimb de idei, propuneri pentru oraș, informații utile pentru diaspora din Orăștie, pentru că vă spuneam, foarte mulți orăștieni plecați dincolo, își culeg efectiv informația strict doar de pe acest grup sau mai aud de Orăștie doar de pe acest grup. Și cam astea ar fi cele propuse pentru grupul Orăștie Te Iubesc. Cum vezi tu viziunea lui Sebastian? Exact ca viziunea mea. Deci exact asta vreau. Și eu ce vreau și Sebastian. De fapt asta am vrut de când am pornit grupul. Mi-aș dori să fie așa și mi-aș dori ca oamenii să aibă un pic mai mare responsabilitate, mai ales când fac postări ce ține de reclama afacerilor lor. Deci chiar aș ruga să nu încarce grupul foarte mult și dacă postează zilnic, deci o dată la 24 de ore ceva despre afacerea lor, să șteargă ce au postat înainte. Deci încărcăm grupul degeaba și să nu fie foarte insistent, să nu obosească. Deci fiecare trebuie să se gândească că 12.000 și ceva de oameni acolo. Poate pe majoritatea nu interesează ce postează ei. Ar trebui cu fiecare lucru pe care îl postăm pe grup să ne gândim și la ceilalți. Că bă, poate oamenii ăia nu vor să vadă toate lucrurile astea chiar așa des. Postăm odată. Sunt sigur că pe cine interesează că cineva face chei de ială, sigur vede. Și da, își ia relațiile de acolo. Da. În discuția mea telefonică cu Sebastian, el spunea că și-ar dori ca cei care postează pe grupul Orăștie Te Iubesc, în afară de, cum spuneai și tu, reclame sau anunțuri de mică publicitate sau eu știu orice altceva, și-ar dori să fie și niște postări vis-a-vis de evenimente istorice, de monumente importante ale Orăștiei, să dea o mai mare substanță acestor postări. Și poate nu întâmplător își dorea asta, acum fac eu conexiune cu altceva. Orăștia se numește și acum, foarte mulți o denumesc, capitală culturală a județului Hunedoara. Și poate el își dorea să reiasă, poate chiar și din acest grup, sintagma asta ca fiind reală. Voi simțiți, eu știu, nivelul ăsta care se
pune asupra orăștiei? Pe grup, prin, nu. Prin grupul acesta? Nu. Prin grup, nu. Îmi pare rău. Deci, a fost o perioadă în care un prieten bun de-a meu și un post administrator al grupului punea accent pe treaba asta și mă bucuram. A plecat din grup, tocmai din cauza, nu știu, nu știu din ce cauza a plecat. Îl rog să vină înapoi, știe cine e. Un tip foarte doct și care are foarte multe informații despre orăștie. Dar putem să-i și spunem numele. Știu despre cine este vorba, bănuiam. Dar el e cel care dădea substanța acestor informații. Foarte multă lume aprecia informațiile lui, chiar dacă poate nu vedea el. Și eu le apreciam și se vede că spun adevărul. Și de el mi-a părut cel mai rău când a plecat și nu mai avem nicio relație. Sau poate mai e membru și nu mai zice nimic sau nu mai postează nimic. Chiar oricum, n-au verificat. Așa cum spuneai și tu, el aducea în față niște informații extraordinare, de o reală valoare, care și nu prea era foarte bine documentate, da? Și care nu prea erau apreciate, sau cum să spun, cel puțin nu avea feedback-ul acela de care vorbeați și voi, da. Spuneați că aveți nevoie de el. Da. Ori se pare că faci o muncă în gol, așa. Mie îmi plăcea când existau comentarii de genul, dar ce-ar fi să-l întrebăm pe Adrian Secui că îl știe? Deci aia era marea mea satisfacție. Ce l-a rămas așa ca un adult știutor, vis-a-vis de orăștie, cel puțin deține foarte multe informații. E documentat. Deci îmi place de el că știe și nu vorbește fără. Deci dacă spun un lucru, pun un link, documentați-vă de acolo. Deci nu vorbește, sunt foarte mulți oameni care vorbesc. Deci Cătălin, orăștie, capitală culturală a județului Hunedoara, nu e relevant pe grupul Orăștie Te Iubesc? Sau nu regăsim? Din păcate, în ziua de astăzi, oamenii nu mai prea pun atâta preț pe istorie, pe cultură în general. Cultură în general, și îmi pare rău că spun asta, dar consider că grupul are în continuare nevoie de oameni care să scoată și lucrurile acestea în evidență. Dar ce putem face pentru a îmbunătăți un pic calitatea postărilor despre care vorbea și Sebastian, vă spuneam în discuția telefonică, el își dorea foarte mult să se aducă grupul la un asemenea nivel, încât dacă intri și postezi o informație de cultură, să reacționeze foarte mulți alții, să știe despre ce este vorba. Aici să depinde și de interesul fiecăruia. Că eu degeaba postez, mă duc la, știu eu, PAC, istoria catedralei, de exemplu. Postez toată catedrala și spun, scriu istoria și așa mai departe. Dar ar fi interesant, spre exemplu, iată să avem astfel de informații. Da, am postat toate freștele din catedrală și așa mai departe și au fost 20 de like-uri la ele. Deci, lumea nu e interesată de așa ceva. Dacă postez 3 gagici bine, fac 500 de like-uri. Văzute goale pe Facebook, ăsta, pe centrul orăștiei și postate. Da. Deci, cu alea sigur ai succes. Probabil și lipsa timpului determină pe oameni să reacționeze mult mai rapid la o poză, de exemplu, față de un text de câteva liniate pe care trebuie să-l citească. O poză spune de câteva mii de ori mai mult decât cuvintele. Drept. Nu, eu consider că nu există interes. Deci oamenii au așa de multe lucruri pe cap încât nu își mai permit să se mai gândească și la treaba asta. Am înțeles, Orăștie Te Iubesc nu scoate neapărat în evidență sintagma pe care noi o folosim la nivel generalist, Orăștie Capitală Culturală a județului Hunedoara. Una dintre celelalte priorități, sau eu știu, a fost un fel de decalog ce am citit mai devreme al grupului, un alt punct spunea apolitic. De ce? Cum? Pentru că adică era cu punct și virgulă. Din toate cauzele războiului între oameni, politica e unul dintre ele. Unul dintre cele mai mari cauze. Și atunci, decât să existe conflicte, că am văzut o grămadă de conflicte pe grup, eu cu mâna mea l-am șters. Deci nu, am spus că nu e politică, nu e. Am avut o perioadă înainte de Crăciun, de sărbători. Deci politică e motiv de ceartă, să înțelegem. Absolut. Chiar și între orăștieni. Da. Deci asta nu concret. În loc să facem ceva constructiv, că de-aia le mai și postez câteodată. Oameni buni, aveți-vă ca frații, discutați ceva ce e bun pentru orăștie. Nu dați-vă în cap că ăla e așa și ăla invers. Chiar dacă părerile sunt contradictorii câteodată, lucrurile de multe ori degenerează și asta. Sunt înțelese sau sunt luate la modul personal. Exact. Diferența de opinie că nu înțelegem, poate. Probabil, nu știu. Și atunci, decât să existe precedentul ăsta, mai bine îl excludem. Și ați exclus orăștieni din grup?
Eu nu. Eu sau se întâmplă să excludeți eu pe cineva? Eu n-am spus niciodată. Au... Deci îl aveam administrator pe Marius Popescu, el era mai dur. El cam zbura din grup, cum călca unul pe bec, cum îl scotea afară. Să rugau după aia de mine, ai bagă-mă înapoi, bă, dacă ești cu minte, te bag. Dar te scoteau la iară poarta că poți prăsti. Și îl băgam înapoi. Era un pic așa ofensător la adresa unui orăștian, că până la urmă grupul ăsta se adresează tuturor. Am înțeles, dar dacă noi am spus de la început că treaba asta nu se postează pe grup, păi respect-o dacă mă respecti pe mine, dacă nu o faci, înseamnă că nu mă respecti. Ce zici? Nu-mi pasă de ce ziceau. Și nu doar pe tine, ci și pe restul utilizatorilor. Tocmai asta ziceam, 12.000 de oameni. Și atunci, unul scotea, eu îi băgam înapoi și tot așa. Da, dar era o lecție. Deci, da. Până la urmă... Era un fel de baubau care știai dacă da. Postezi ceva greșit sau dacă nu e ok, baubau ăsta vine și te scoate din grup și nu vrei să fii scos. Problema din grup. Problema e că acum nu mai există baubau. Adică... Și toată lumea își face de cap. Nu cred că își face, că au început să învețe să aibă respect față de ceea ce facem noi. Și nu față de mine neapărat, cum am mai zis, ci față de restul membrilor. Pentru că acum s-au învățat, dacă o postare ne întreabă, mi-o raportează. Eu dacă văd o postare raportată și nu-i ceea ce trebuie, o scot afară, o șterg și gata. Îi trimit un mesaj autorului și spun, nu mai posta că te zbor și gata, nu mai posta. Între administratorii grupului, cum vezi tu acest grup peste ani? Crezi că va rămâne așa un punct de reper pentru răștie sau este posibilitatea că el să dispară așa încet să... Sau care sunt perspectivele? Posibilitatea de a dispărea nu cred că există, pentru că deja, cum spuneam și mai devreme, foarte multă lume, când aude o reștie, te iubesc, știe despre ce e vorba. Și eu văd peste ani mult mai mulți membri în grup și postări mult mai de calitate, referitoare la o reștie și la zona aceasta o reștie. Dani, tu ești întotdeauna mai sceptic, așa, dacă, sau ești mai realist, nu neapărat sceptic. Te întreb și pe tine același lucru. Cum vezi orăștie, te iubesc peste timp? Sau cum vezi evoluția lui, a grupului? Mă depinde și de oameni. Deci dacă suntem uniți, o să fie ok grupul. Dacă nu suntem uniți, unul dintre noi o să-l șteargă până la urmă. Nu cred că se va întâmpla asta totuși. Ce vreau? Deci ce mi-aș dori? Mi-aș dori ca oameni cu greutate... Din toate domeniile. Cum zicea Sebastian, oameni de cultură, oameni de știință, oameni de... Știu eu. Aș dori să interacționeze cu grupul, să ne explice, să ne spună. Poate să fie un fel de casa pionierilor, cum era pe vremuri, casa pionierilor, care să ne învețe o grămadă de meserii sau o grămadă de... informații istorice. Sau să ne aducă o grămadă de informații autentificate. Uite, te-ai gândit vreodată, pentru că bănuiesc că și cei care conduc instituțiile cu care orăștienii interacționează zilnic, mă refer aici la, eu știu, poliția municipală, la spitalul municipal, la casa de cultură, la egal, agenția locală pentru ocuparea forțelor de muncă, dacă cineva ar fi responsabilizat în fiecare din această instituție să dea câte o informație acolo pe grup, nu chiar zilnic, dar măcar săptămânal, vis-a-vis de program, de ceea ce se întâmplă, de activități. De publicații de presă a instituției cu tare pe grup povestire de... Sigur. Iată, ar fi un canal prin care informația ar ajunge cu siguranță acolo unde trebuie. V-ați gândit vreodată să treceți și la nivelul ăsta, adică să mergeți efectiv să spuneți, uite, noi suntem echipa de redacție, dar nu chiar de redacție, echipa administrativă a grupului. Vă rugăm ca să desemnați pe cineva, uite, săptămânal, să ne furnizați informații vis-a-vis de ce se întâmplă în aceste instituții cu care, repet, orăștienii interacționează zilnic. De multe ori percep la unii oameni din orăștie faptul că iau tot internet, tot Facebook-ul drept o glumă, drept un loc de unde poți să faci ce vrei. Unde poți să pierzi timpul și nimic altceva. Nu e chiar o pierdere de timp. Da, mi-ar place să existe, dar nu pot să am eu inițiativa asta. De ce? Pentru că n-am niciun spate din punctul ăsta de vedere. Numai așa să mă duc, să umblu pe la instituții, să cer treaba asta. Poate că oamenii, deci chiar mi-a fost oarecum teamă să mă duc să-i întreb, pentru că probabil ar trebui să ai o certificare, să ai o, știu eu, nu știu... E vorba de un simț civic dezvoltat și nimic mai mult, nu trebuie nicio certificare aici. Un atestat aici să poți să faci treaba asta, la fel ca un jurnalist, la fel ca un... să ai un spate din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles, grupul e deschis, orice
utilizator poate să posteze, chiar și purtătorul de cuvânt al poliției din orăștie, de exemplu, poate să posteze pe grup un anunț sau să facă ceva, nu-i stup de nimeni. Ceva ce-și dorește să ajungă... Exact, deci se poate face fără niciun fel de teamă. Chiar mă bucur să fie informații diversificate din toate domeniile. Pentru că poate mie nu mi-e util, sau la Cătălin, sau la jumătate din orăștie, dar ajunge să-i fie la unul. Ei, e impropriu să spunem că nu e util, pentru că, repet, cum spuneam, sunt foarte mulți care interacționează zilnic cu aceste instituții, deci e clar că informația va fi de bun augur și de ajutor. Dar, cum spuneai și tu, e poate greu să mergi să ceri lucrul ăsta. Nu, deci chiar asta, tocmai de-aia am spus înainte, că aș vrea ca mai mulți oameni, cu greutate din multe domenii, din toate domeniile, oameni care știu ce spun și sunt documentați, să ne învețe. Pentru că niciodată nu o să fim destul de învățați. Tot timpul învățăm câte ceva. Eu știu, un istoric să ne spună despre orăștire, un mecanic să ne spună cum să faci o bucșe. Pentru că am uitat să mai lucrăm pe... Am uitat să facem un filet sau să... Știu eu, habar n-am. Lucruri din astea. Lucruri de care avem nevoie în gospodărie sau acasă sau oriunde, chiar și ce documente am nevoie pentru buletin sau pentru... Nu? Sau, iată, se plătesc taxele și impozitele în început de an, hai să anunțăm că e 10% reducere sau știu de Mirce. 90% reducere. Ei, glumesc. Haideți să adresăm acum pe final de emisiune și câte un mesaj celor care ne-au ascultat și celor care, bineînțeles, iubesc Orăștia. Aș adresa eu primul mesaj celor care nu sunt membri în Orăștie Te Iubesc. Dați un search, căutați grupul ăsta și intrați negreșit, mai ales dacă sunteți orăștieni, n-aveți voie să nu fiți membri ai acestui grup și veți vedea că acolo veți găsi lucruri deosebit de interesante și, dincolo de sintagma asta interesant, veți găsi și lucruri utile într-un moment sau altul. Cătălin, te rog și pe tine să adresezi un mesaj orăștienilor, celor care ne-au ascultat. Păi, i-aș îndemna în primul rând să aprecieze grupul, să intre în grup și să fie mult mai activ decât au fost până acum, pentru că asta îmi doresc în special, să interacționeze cu noi, să ne trimită părerile lor, chiar dacă sunt pro sau contra anumitor postări sau... Vrem să știm cât mai mult cum putem îmbunătăți activitatea de pe grup. Am și înțeles. Asta îmi doresc cel mai mult. Asta tot pentru să evolueze și să devină din ce în ce mai activ. Și cât mai util pentru cei care intră pe grup. Dani? În mare măsură am spus voi ce mi-aș dori eu. Aș dori, cum am mai zis, să avem oameni de valoare pe grup. Oameni nu de valoare, toți suntem. Deci eu consider că toți oamenii avem valoare, dar oameni cu informații. Da. Care să ne spună, să ne învețe, să ne... În al doilea rând, aș dori să fie mai mult discernământ în reacțiile față de unele postări. Deci aș dori să, în clipa în care comentăm ceva sau contrăm pe cineva, să ne gândim că nu numai cel pe care îl contrăm vede. Sunt mulți oameni. Și chiar să înțelegem libertatea de exprimare poate mai bine acolo. Libertatea asta nu e chiar libertate. Liber ești când ești în pădure și urli de unul singur, aia e libertate. Libertate e până în momentul în care ajungi să nu deranjezi pe altcineva, să nu deranjezi libertatea celuilalt. Și în ultimul rând și nu chiar în ultimul, aș dori să fim mai uniți. Asta am spus de fiecare dată. Să ne respectăm pe noi și să respectăm munca celuilalt, indiferent ce muncă face. Pentru că fiecare pune suflet în ceea ce face, chiar dacă face un pic. Se implică și lovești unde poate nu poate lovi nimeni, în suflet. Și atunci, eu zic să ne respectăm și dacă ne adunăm toți pe grupul Orăștie Te Iubesc, să o facem din afecțiune unii față de alții, pentru că, de fapt, toți suntem cetățenii urbei astea, pe care eu o iubesc. Orăștia asta e, nu știu, am fost plecat pe dincolo. Nu e Milano cum e Orăștia, nu știu de ce. Aici mă simt acasă. Asta e. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru mesajele pe care le-ați adresat, dragi ascultători. Vă amintesc că am vorbit de grupul Orăștie Te Iubesc, îl puteți găsi pe Facebook. Un fenomen, repet, un grup care a strâns peste 12.000 de utilizatori,
majoritatea din Orăștie sau orăștieni plecați în afara țării sau în afara orașului. Le mulțumesc invitațiilor mei de astăzi că au acceptat să fie prezenți în studioul Radio Color. E vorba de o parte din echipa care administrează grupul, pentru că e vorba de întreaga echipă. Astăzi au fost alături de noi Daniel Barbu și Cătălin Moș. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost prezenți. Mulțumim și noi pentru invitație. Dragi ascultători, eu sunt Mihai Molocea, vă mulțumesc și vouă pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă aștept și luni la cafeaua de la ora 11 să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar. Până atunci, numai bine!